Dar numai mult și sărbătorim iubirea în stil românesc. La sate, tradiția de dragobete se păstrează cu sfințenie. Bătrânii spun că acum este momentul în care tinerii își unesc destinele, iar băiatul care va săruta o fată chiar în ziua de dragobete, atenție, o va lua de nevastă. Dragobete suflete! În satele din Maramureș, tradiția de dragobete încă se păstrează cu sfințenie. Bătrânii spun că ziua în care se sărbătorește iubirea este una cu totul și cu totul specială pentru tineri. Fetele trudesc încă de dimineață, imediat ce cântă cocoșul, se apucă să strângă zăpadă într-un ulcior. Păi uite, o să-ți spun cum facem. Hai binișor în pace, cu mine, în micica asta să vină în zăpadă. După ce se va topi, tot anul, apa din ulcică ne va folosi să ne îndrăgostim și să facem vrăj de iubire, să ne aducem iubiți la casă. Că știi cum mi se spune? Zăpada zânelor și asta tare bine o să ne prindă tot anul pentru vrăjile pe care vrem să le facem noi. Hai binișor în casă să punem bine. Bătrânele spun că apa din zăpadă adunată în dimineața zilei de dragobete are puteri miraculoase, iar tinerii care beau doar o înghițitură se îndrăgostesc pe loc de fata care le dă paharul cu apă. Totodată, cel care sărută o fată se va căsători cu ea în anul care urmează. Apoi după masă ne-am întâlnit și cu Vasile și cu Ion. Și dacă ne-am pupa, să știe satul cu cine ne logodim. Hai, soră, să facem o turtă. Uite, aici am gândit să frământăm. Apoi frământă e frământă. Așa. Și o punem la cuptor, că lemnele sunt cinse și cuptorul fierbinte. Pentru iubitul care va veni după masă. Să-i dăm și noi ceva, că dacă ne aduce flori, nu putem aștepta cu mâna goală. Plăcinta este făcută special de fetele nemăritate pentru feciorii care le vor trece pragul casei și pe care tinerele trebuie să-i omenească cu bucate alese. Uite ce frumoasă! Să ne uităm multă la apă asta pentru iubitul nostru. Ce frumoasă! Odată coaptă, turta este împărțită de fete pețitorilor care le vizitează în ziua de dragobete, în data de 24 februarie. Bătrânii spun că acum feciorii aleargă fetele, iar cele care se lasă prinse se vor căsători cu alesul inimilor.